soția era însărcinată mă luna a 6 și tot mă uitam că era incomod să doarmă și îmi fura pierna cu care dormeam eu și atunci am înțeles că trebuie să fie ceva care femeile însărcinate folosesc și am găsit că este pierna pentru gravide. Altele le produceam acasă la cineva, făcea pierna eu acasă la mine, le umpleam împreună cu soția așa cum era însărcinată. Ca mai târziu deja se deschide atelierul, de la, fiind comenzi destul de multe, nu mai reușeam acasă să-mi angajez oameni și să-i pun să lucreze, să fac producere. Trei sfaturi care le-am înțeles acum sunt următoarele, că trebuie în primul rând să ne plasăm pe cât mai multe platforme. Doi este să diversificăm produsul. Pierne pentru nou-născuți, pierne 50-70 standard, pierne pentru gravide, mai nouă cum facem și pierne pentru licee, pentru clasele primare. Și trei este diferența dintre un angajat și un prieten angajat. Acum destul de mult lucrăm la faptul ca să reușim să facem față la valul ăsta care este de comenzi. Că așa cum deja numele este și lumea caută piernele astea, provocarea și problema cea mai mare care o avem acum asta e să găsim angajați destul de buni care să lucreze și să aducă un rezultat și calitatea aceea pe care o avem nevoie. Din România, din Finlanda chiar am avut comandă și acum în iulie mergem la o expoziție în România. Ne-am fost invitați cu produsele noastre și după care deja, eu știu, pentru sfârșit de an vrem să chiar să pornim cu Ucraina și Rusia, pentru că acolo sunt destul de mari piețele și am avea un succes destul de mare.